Vi-l mai arăt așa de aproape cozonacul. Vedeți cum arată? Am luat-l cu cacao și umplutură de nucă de cocos. Ia uitați. Feliuța bună noastră de cozonac. Bună ziua și bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Cozonacii sunt gata. Ia uitați, am tăiat deja din ei. Încă mai sunt puțin călduți. Așa arată. Așa au ieșit. Ei sunt făcuți cu un aluat cu cacao și umplutură de cocos. Să mai tăiem așa o peliuță. Așa. Ia uitați cum arată. Vedeți? Cozonac aluat cu cacao și umplutură de nucă de cocos. Așa arată și pe o parte și pe cealaltă. O minunăție de cozonac. Sper să-l încercați și să-l aromați. O bunătate! Așa arată. El este închis la culoare, deoarece aluatul este cu cacao, este maro și umplutura albă cocos. Bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi voi face cozonacul maro cu cacao, cu dospire la rece, umplut cu nucă de cocos. Vedeți? Aici avem fulgi de cocos și aici avem cacao. Aici sunt toate ingredientele. Și pentru cozonacul nostru vom avea nevoie de 1 kg de făină, de 500 de lapte, o să pun așa aici, de 6 gălbenușuri, vom avea nevoie de zahăr, de circa 200 de grame de zahăr sau de miere, eu am să pun miere de albine, o linguriță de sare cu vârf, 200 de grame de unt, 160, 170, 200, acum fiecare pune cât crede, eu pun în jur de 200 de grame, 10 grame de drojdie uscată, esență de rom, voi mai pune zahăr vanilat, aici am și un zahăr vanilat bourbon și aici am circa 100 de grame de cacao, deci aluatul va fi cu cacao. Și umplutura va fi cu nucă de cocos. Vedeți? Aici am nucă de cocos. Și pentru nucă de cocos, pentru umplutura de nucă de cocos, voi avea nevoie de 300 de grame de nucă de cocos. Zahăr o să punem după gust, cam 100 de grame. Eu am să pun tot miere de albine. Și voi pune lapte. În jur de 300 de grame de lapte, trebuie să-l umflăm. Deci noi facem astăzi și aluatul și umplutura și mâine umplem. Și pentru umplutura voi mai avea nevoie de 50 de grame de unt și două albușuri. Aici avem albușurile rămase de la gălbenușuri. Să le pun deoparte. Și vom începe să facem aluatul și acum într-un vas eu voi pune laptele, aici am 500 de lapte, așa, deci 500 de lapte și voi adăuga o lingură de 2 de miere de albine, să fie cam 100 de grame. Și voi lua așa cu palețica. Și voi pune miere de albine. Și
și punem în interior și vom amesteca până se topește zahărul sau mierea. Voi adăuga și zahărul bourbon. Voi adăuga și zahăr vanilat. Un pliculeț, 2-3. Am pus 2 de zahăr vanilat, zahăr bourbon și o să punem și esență de rom. Am să pun o sticluță întreagă. Și voi adăuga și gălbenușurile aici și vom amesteca totul. Așa, ce ne mai rămas de pus? Să punem și sarea să se topească. Amestecăm bine aceste ingrediente. Și aici avem 1 kg de făină, unde vom uni cacao. Deci aluatul meu este cu cacao. Și drojdie uscată. Eu astăzi fac cu drojdie 10 grame, am să pun. Ia să văd dacă pot să rup. Perfect. Și am să fac așa. Și vă uitați pe pliculeț dacă drojdia se amestecă cu făina sau trebuie pusă la într-un lichid. A mea se amestecă și o să amestecăm aici totul. Cacao cu tot așa, cu drojdie. Așa. Acesta este un cozonac cu dospire la rece. Astăzi facem aluatul și mâine o să-l punem la cuptor. Am amestecat drojdia cu cacao și cu făina și acum ne facem aici loc să punem din compoziția noastră cu ouă. Am să lucrez aici pe masă. Așa. Aici mai amestecăm, mă duc să-mi aduc și un polonic, ca să punem în cer. Așa, și cu un polonic voi lua și voi pune în mijloc aici și vom amesteca totul. Mai întâi amestecăm aici toate ingredientele. Punem așa aici. Și încet, încet, începem să amestecăm așa, să le unim. Și restul de lichid. Așa.
să vă placă această rețetă de cozonac. Este diferită de cozonacul tradițional. Umplutura este cu cocos. Și aluatul este cu cacao. Așa. Acum vom pune și restul de lichid. Acum unim totul. Aluatul este fără frământare, doar amestecăm și o să punem la rece. Este cu dospire la rece. Așa. Ne lăsăm până mâine dimineață și mâine dimineață ne vedem din nou, ca să îl punem în tăvi și să-l umplem. Așa. Așa. Și acum să adăugăm și din unt. Vedeți, luăm untul și îl punem așa aici și începem să-l introducem în aluat. O să mai pun puțin unt și imediat îl punem într-un vas și îl dăm la frigider până mâine. Voi pune puțin unt. Și voi împături așa. Mai întindem și mai adăugăm puțin unt. Așa. Și acum îl împăturim. Și am să-l întind și am să mai pun și iarăși am să-l împăturesc. Așa. Și l-am întindem așa bine.
Și astăzi vom, peste nuca de cocos, vom pune laptele și vom lăsa până mâine. Și mâine terminăm și umplutura, când laptele, când nuca de cocos din lapte s-a umflat. Așa, aceasta este aluatul cu cacao pentru cozonac. Așa. Și mai pun puțin unt. Dacă vi se pare prea mult unt, puteți pune doar 100 de grame. Așa. Acum îl mai împărturim încă o dată. Ne introducem tot untul. Bună ziua și bine ați venit! Astăzi vă arăt cozonacul. Îl începem astăzi. Cozonacul cu aluatul cu cacao și umplutură de cocos. Așa. Acum pun untul, îl împăturesc. Și voi lăsa acest aluat până mâine dimineață. Și mâine dimineață o să ne vedem din nou. O să ne vedem din nou ca să punem în tăvi și să le umplem. Așa, vedeți? Am să mai pun încă o dată. Și după aceea îl dăm la rece. Cozonacul de ospire la rece. Eu v-am pus și rețeta la rețeta. Deci cum se pune drojdia congelată. Dacă aveți foarte multă drojdie, cumpărați o jumătate de kilogram și nu știți ce să faceți. Așa o congelați, este foarte bună. Eu am făcut video și am încercat-o pe perioada pandemiei. Așa. Am pus tot untul, mai facem încă o împăturire și după aceea ne preparăm și o parte din umplutură. Prima parte. Așa, vedeți? Și acum voi pune aluatul meu cu cacao într-un vas și îl voi lăsa până mâine acoperit cu folie la frigider. Aluatul meu într-un lighenoș. Așa, îl iau de aici, vedeți? Și îl punem așa într-un lighean. Îl acoperim și îl dăm la cacao. Îl acoperim și îl dăm la rece, la frigider. Aici avem 300 de nucă de cocos. Și vom pune circa 300 de lapte, am să pun. Așa. Deci peste nucă de cocos, se vede? Ia uitați. Așa. Voi pune 300 de lapte, aici am 200 și mai pun încă 100, deci 300 de lapte, amestecăm și o să lăsăm peste noapte, ia să vedem dacă este de ajuns. Am să mai pun încă 100, deci la 300 de nucă de cocos am să pun 400 de lapte, mai pun încă una, deci 400 de lapte. Așa. O putem face și acum sau o terminăm mâine. Deci la 400 de lapte voi pune zahăr vanilat, 2 pliculețe.
Voi pune și o lingură de miere sau de zahăr. Eu am miere de albine. Așa. Doriți mai dulce, puneți mai mult și amestecăm. Voi adăuga și două albușuri. Ia să vedem, aici am 6 și am să pun 2. Ia să vedem dacă reușesc să pun 2. 1. 2. Deocamdată. Și le amestecăm. Acum și aici, depinde cât de uscat este nuca de cocos. Că dacă este foarte uscată, o să intre mai multe albușuri. Până mâine se umflă numai bine. Așa. Ia să vedem și am să mai pun încă unul. Eu după mine cred că intră toate 6 și am să le pun pe toate. Am să amestec așa. Și apoi vom mai adăuga un cubuleț de unt, dar mâine dimineață când să punem umplutura. Atunci, ia uitați cum arată, vedeți? Da, nu mai bine. Aceasta este umplutura noastră de cocos, vedeți? Așa. Și acum le acoperim pe amândouă, le dăm la rece și mâine dimineață le scoatem când ne trezim, la 5, la 6, și le lăsăm la temperatura camerei. Lăsăm aluatul să crească, să-și dubleze volumul. Îl punem pe masă, îl împărțim în două, apoi încă o dată în două și punem umplutura noastră de cocos. Și o să ne iasă dăi cozonaci frumos. Am făcut ieri aluatul cu cacao și umplutură de nucă de cocos. Este o rețetă super. Astăzi dimineață, odată cu aluatul de cozonac, am scos și umplutura și apoi am adăugat încă 50 de unt topit. Am amestecat bine și acum să întindem. Eu deja am făcut primul rulou. Să le facem și pe celelalte, am să dau aici deoparte. Și apoi vom împleti și vom pune în tăvi. Vom lăsa la crescut. Vom unge cu gălbenuș cu lapte. Așa, și mai întâi să întindem. Și voi întinde foarte frumos aluatul. Așa, așa. Împărțim umplutura noastră în 4. Și apoi o să punem pe fiecare parte. Un sfert, cam așa, din umplutură, deci în 4. Acesta este al doilea sfert. Așa. Și ungem și apoi rulăm. Este ceva deosebit. Familiei mele a plăcut foarte mult. Sper să vă placă și vouă și dacă doriți să-l încercați, să-mi lăsați mesaje în comentarii dacă v-a plăcut, eventual să-mi puneți și poze și dacă aveți nelămuriri, să-mi mă lăsați mesaje în comentarii și eu vă răspund la fiecare. Așa. Am întins și acum rulăm. Începem și rulăm și o să apăsăm așa pe capete. Așa. Apăsăm, am să mai trag așa puțin aici. Și tragem așa și unim. Și îl așezăm aici alături. Și acesta este primul nostru cozonac. Imediat o să-l și umpletim
Întindem a doua foaie. Apăsăm pe capete. Sunt curioasă câți dintre voi au mai făcut așa un cozonac. Care au încercat să facă. Așa. Vedeți? Și strângem așa bine. Deci, cum am spus, deci vor intra în jur de 600 de lapte la 1 kg de făină. Și acum, vedeți? Avem și vom răsuci. Avem părțile noastre și le vom răsuci. Așa. Și imediat îi vom pune și în tăvi. Vedeți? Și acum îi voi pune în tăvi. Am să aduc aici două tăvi. Să-i punem. Și acum îi luăm și îi punem în tavă. Vedeți? Așa. 1 și 2. Și îi așezăm așa aici frumos. Așa. Cum am spus, îi voi unge cu puțin lapte și cu un gălbenuș. Am aici un penson. Îi voi unge acum și după aceea îi voi unge din nou. Înainte de a-i băga în cuptor. Așa. Îi ungem așa puțin. Îi acoperim cu folie. Și o să-i lăsăm la crescut. Vedeți? Ia uitați. Așa, și îi ungem. Îi ungem așa frumos cu ou și cu lapte. Așa, ia uitați cum arată în tavă. Și după ce au crescut, înainte de a-i băga în cuptor, îi mai ungem o dată. Ca să ne iasă lucioși. Ia uitați, am tăiat deja din ei, încă mai sunt puțin călduți, așa arată, așa deci. Să mai tăiem așa o peliuță. Așa. Ia uitați cum arată, vedeți? Cozonac a luat cu cacao și umplutură de nucă de cocos. Așa arată și pe o parte și pe cealaltă. Să vi mai arăt așa de aproape cozonacul. Vedeți cum arată? A luat-l cu cacao și umplutură de nucă de cocos. Ia uitați. Feliuța noastră de cozonac cum arată. Așa. Un deliciu. Dacă vă place nuca de cocos, să încercați să vedeți. Vă pup și multă, multă sănătate vă doresc. La revedere, o zi frumoasă. Și vă mulțumesc din suflet. Pentru că ați fost în direct și pentru aprecieri că îmi distribuiți rețetele. Pupici, multă sănătate! La revedere!